Jaja, Bajola, Baba! Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, astăzi vrem să discutăm despre o lege despre care știm toți, însă nu întotdeauna se aplică. Nu sunt eu cel care spun și știu lucrurile astea, ci fiecare dintre noi știe că a văzut pe la câte un magazin dându-se țigară cu bucata, a mai văzut din când în când și câte un minor care bea o bere minor. Un copil, da? Adică sub 18 ani, a mai cinstit ceva, dar cine dă această băutură? Că în mod normal, din punct de vedere legislativ, nu ar trebui să se permită acest lucru și nu ar avea cum să facă rost de această băutură, decât știu eu, poate de la părinți. Să aflăm ce gândește suceveanul. Interzise ce? Comercializarea de băuturi alcoolice și țigări minori doar. Unde să fie comercializate? Unde? În piață, în liber, la magazine? În general. Nu cunosc de asta. Păi știu. Și mai ales țigări de astea, nu? Așa. Da. Știu că este interzisă. Este, da, interzisă. Sigur că știu, am și eu doi copii. Da, știu. Da. Da, știm. Nu știm. Nu știm. Nu cunosc. Cred că da. Buticurile mici poate nu. Dar magazinele mari da. Nu. Unii mai respectă, alții nu prea. Nu, în general nu. Nu ține cont nimeni de astăzi, nu ține cont nimeni. Cred că nu. Nu cunosc, că n-am copii mici. După părerea mea, eu cred că nu. Nu? Nu. Da, se respectă. În general. În general, se respectă total, în totalitate. Nu prea sec. Țigări la bucata se vând? Nu cunosc. Eu n-am văzut. Deci nu poți acuza dacă nu vezi. Da, n-am văzut că nu sunt fumător. Se vând la bucate, se vând oricum, numai să aibă ăla profit. Se vând țigări la bucate? Da, majoritatea localurilor, da. Știu că mai înainte cu ani de zile știu că se vindeau. Acum nu am cunoștință. Nu știu. Soțul meu nu fumează? Nu știu, unul nu fumează. Dar n-ai văzut? N-am văzut. Nu se vând nici o țigară la bucată. Se vând. Din punctul dumneavoastră, în momentul în care se întâmplă așa ceva, se vând țigări la bucată, se favorizează fumatul? Da. Sigur. Nu pot să dau un răspuns chiar că sunt fumator. Fumatul niciodată nu favorizează. Na, asta e situația, dar omul consumă. Adică nu se interzice, la tineret, prinde tineretul, întâi de fantezie fumează, după aceea se obișnuiește, după aceea e o gravitate, e o boală pentru... Sigur că da. Părerea mea, cred că nu. Probabil. La măsuri de sancționare a celor care încalcă. Cei care ar trebui să o aplice sunt fumători. E cam greu. La minori ar fi ca să nu mai intre prin crâșmii, prin... Și fumatul interzis și tot, dar nu respectă lumea. În primul rând, educație de la părinți și din familie și după aceea educație de la școală, după aceea educație lipsește. Lipsește la bătrâni și la... Mai multe controle. Cred că și părinții au un rol hotărător aici. Văd, ar trebui să fie mult mai controlați copiii. Dar cum părinții sunt veșnic într-o grabă și nu au timp niciodată de nimic, sigur că situația scapă de sub control. Nu știu. Nu știu ce pot să spun. Dacă v-a spus că nu sunt fumător și... Băuturi alcoolice. Și băuturi alcoolice nu consum. N-am avut probleme de genul ăsta. Păi noi nu putem face nimic, probabil ăștia de la protecția consumatorilor, ăștia ar trebui să facă ceva, să umbli prin barul sau să pui amenzi, ceva de genul ăsta, să nu s-a mai dea la bucată sau nu știu, ceva de genul ăsta. Păi respectă... îi dată hotărâre de guvern ca din începând de anul ăsta, din iunie sau din iulie, să se interzică fumatul în localuri publice și punct. Tot părinții ca să le ia din... cu fumatul, să le interzic. Astăzi am vrut să aflăm ce știe suceveanul în zona liceului economic, Dimitrie Cantemir, despre
țigări, despre băuturi alcoolice, dacă există acea lege prin care este interzisă comercializarea acestora minorilor, dacă se dau țigări la bucată. Bine, pentru unii dintre noi care de cele mai multe ori nu consumă băuturi alcoolice și nici nu fumează, e ceva ca dintr-un basm, însă sunt mulți dintre cei care consumă sau știu, au copii și sunt interesați de acest subiect și cunosc și recunosc că se vând aceste băuturi alcoolice și țigări minorilor. Chiar și țigări la bucată, pe aici pe acolo se mai vând, nu la magazinele mari, bineînțeles, însă la cele mici, pe aici pe acolo, mai pe sub teșghea, nu că am filmat noi, ci doar am întrebat ce știe cetățeanul. Ați remarcat și dumneavoastră, a fost un domn care nu crede că există așa ceva, nu știu, poate recunoașteți dumneavoastră, noi nu știm nici noi exact cine este, dar oricum, nu se poate să existe așa ceva. Suntem o țară în care legea se respectă în totalitate. În cazul în care aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți-o prin SMS la 0744-238-830. Accesați și site-ul nostru www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Emisiune sponsorizată de Alsace Mod SRL. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapițată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, cu reduceri între 10 și 30%. Arta secolelor trecute te va răsfăța.